Câte zile de meci. Vă spuneam astăzi, celor pe care m-am întâlnit, vă spuneam o poveste de la Norwich City. M-am dus, stadionul e regulă, un stadion vechi, englezesc acolo. Dar au acolo sub tribună un pub al lor. Este un pub administrat de suporterii, un pub, e un bar, un John acolo, e bătrân, are vreo 70 ceva de ani. Și îl întrebam dacă tot timpul e deschis și barul, sau e doar deschis în zi de meci. Și mi-a spus că da, pentru că spiritul echipei este aici, el trebuie să trăiască mereu. Așa trebuie. Și eu văd necesar ca la tineretul să fie mereu ceva care să țină spiritul echipei acolo. Voi, dacă aveți nevoie, sunteți mulți, îl văzusem pe băiatul Piticu, care merge acum în Afganistan, care vine odată la 7 luni în țară. Probabil că el, după 7 luni de stat pe acolo, când vine în oraș, poate nu prinde campionat. Și vrea să meargă undeva unde să găsească spiritul echipei, să vadă tricourile celor vechi pe pereți, să vadă pozele vechi, să vadă ceva acolo, să se întâlnească cu băieții din galerie.